Bună ziua tuturor! Pot începe? Bună ziua, stimați cetățeni! Am ieșit în fața domniilor voastre cu o problemă destul de sensibilă pentru mai multe localități din Republica Moldova. Este vorba despre gestionarea bazinelor acvatice, care în foarte multe cazuri depistate de către platforma DA, sunt gestionate cu grave abateri de la legislația în vigoare. Situația este în felul următor. Am fost sesizat de către un grup de primari din raionul Iedineț în legătură cu faptul că sunt anumite persoane care gestionează în mod ilegal iazurile de la ei din sat. Primarii nu au nici acces la aceste iazuri, localnicii deseori sunt bătuți, intimidați în momentul în care vor să se apropie, fie să adapte bovinele, fie chiar să aibă un acces la iazul din propriul sat. Aceste lucruri sunt foarte, foarte grave. Evident că în momentul în care am fost sesizat, am trimis mai multe interpelări să văd în baza la ce niște persoane gestionează aceste bazine acvatice. Evident, prima sesizare a fost la Poliția Raională, cărora le-am solicitat să investigheze legalitatea gestionării acestor bazine acvatice de către agenții economici din sat. A doua interpelare a fost îndreptată către Agenția Proprietății Publice în legătură cu în baza la ce anumite persoane gestionează aceste lacuri. Și răspunsul este destul de interesant. Răspunsul de la Agenția Proprietății Publice m-a șocat. Pe lângă faptul că se spune că, conform legislației Republicii Moldova, tot ceea ce ține de apă este proprietatea statului și că terenurile aferente acestor bazine acvatice sunt terenuri indivizibile, deci nu pot fi delimitate pe cote părți și așa mai departe. Totuși acest lucru s-a produs, iar cei care echipurile gestionează aceste bazine acvatice, este vorba despre o întreprindere piscicolă care se numește Victoria și se bazează pe o dispoziție, o să vă dau exact citire, pe un certificat eliberat de către Comitetul Executiv al Sovietului de Deputație a Nordului din raionul Iedineț. Gen o chestie destul de dubioasă și în baza acestui certificat, chipurile, ei pretind că ar putea gestiona 17 bazine acvatice din 17 amplasate pe teritoriul a 17 primării din raionul Iedineț. În multe cazuri vedem că, deși legea spune expres că aceste bunuri sunt indivizibile, au fost divizate, partajate și în continuare trezesc dubii cu referire la gestionarea legală a acestor iazuri. Vă reamintesc că conform legii cu privire la legea apelor, orice cetățean, în dependență de necesitățile lui, trebuie să aibă acces. Am fost la fața locului în câteva cazuri, spre exemplu în satul Târnova din raionul Iedineț, am fost la fața locului, acolo ne-au întâmpinat niște paznici. Pe teritoriul, iazul este îngrădit de un iaz, nici o persoană nu are acces la iaz, deși legea prevede expres că orice cetățean are drept să meargă la iaz, fie în scopuri personale, în scopuri de agrement, chiar în anumite cazuri să pescuiască la undiță, nemai vorbind de accesul cetățenilor localnicilor la apă, la agrement, să-și adapte bovinele și așa mai departe. Acest lucru ne-a fost interzis chiar dacă sunt deputat în Parlament, chiar dacă am fost cu primarul satului, teritoriul căruia este amplasat acest bazin acvatic. Mai mult ca atât, în discuțiile cu antreprenorii din raionul Iedineț, aceștia la fel au sesizat problema că pe timpul acestei secete nu au avut acces la aceste bazine acvatice pentru a lua apă și a-și recolta și a-și uda recolta, chiar dacă legislația prevede în mod expres că prioritate în cazul gestionării bazinilor acvatice, în cazul gestionării apei, o au agricultorii. Deci sunt niște lucruri foarte grave, nemai vorbind de faptul că
la întâlnirea cu mine în satul Târnova au venit și cetățeni care s-au plâns că sunt intimidați de acești paznici care nu au putut prezenta niciun act confirmativ că lucrează la întreprindere, că sunt paznici, că au un anumit drept preferențial de gestiunea bazinelor acvatice. În legătură cu aceste informații, evident, am încercat să aflăm dacă această situație foarte gravă este doar în raionul Iedineț și am depistat că nu, că sunt, s-a creat un fel de precedent și în alte raioane, când niște societăți pe acțiuni, în baza unor documente încă de pe timpul sovietic, gestionează în mod abuziv bazinele acvatice și situația nu este foarte diferită de cea din raionul Iedineț. Și evident sunt mai multe, inclusiv hotărâri a instanțelor de judecată, s-a ajuns în unele cazuri și până la Curtea Supremă de Justiție și ca, în toate cazurile pe care le-am identificat, Curtea Supremă de Justiție dă câștig de cauză primăriilor și nu agenților economice. Și respectiv, iarăși, încă un dubiu rezonabil că toate aceste bazine acvatice despre care o să vorbesc puțin mai târziu sunt gestionate contra prevederilor legale. În baza celor menționate mai sus, am pregătit o sesizare la procuratură prin care solicit în mod expres să fie examinate acțiunile acestor așa numiți agenți economici prin prisma a trei articole din codul penal. Este vorba de articolul 241, articolul 244 și articolul 352 din codul penal, care spune despre activitatea ilegală de întreprinzător, neplata impozitelor și samovolnicie, pentru că în cazul de față persoanele respective pretind că ar avea un drept preferențial de gestiune a lacurilor, prin când nu pot prezenta un document adecvat care le-ar permite gestionarea acestor lacuri. Respectiv solicit procuraturii investigarea acestor acțiuni. În același timp, sesizarea cu aceeași temă a fost depusă și la Ministerul Afacerilor Interne, pentru că este și competența lor. Vom urmări, mai așteptăm anumite informații de la unele instituții ale statului și, evident, este vorba și de alte aspecte de încălcare, pentru că sunt implicați și funcționari din cadrul unor instituții de stat. În cazul de față, ne trezește dubii că ar putea fi implicați și anumiți angajați ai Agenției Proprietății Publice, care au emis niște dispoziții contrar prevederilor legale. Și în acest context am mai scris o solicitare adresată pe numele domnului Ghenadi Țepordei, este directorul Agenției Proprietății Publice, căruia îi solicităm să vină mâine la ora 10 în la Parlamentul Republicii Moldova pentru a discuta problema bazinelor acvatice, pentru că este un haos, în deseori au fost întâlnite ilegalități și o să, prin prisma controlului parlamentar, o să-i solicităm răspunsuri la un set foarte, foarte mare de întrebări cu privire la gestionarea bazinelor acvatice. Evident, nu ne-am oprit aici, am pregătit împreună cu colegii din platforma DA un proiect de lege, lege de modificare a legea apelor, care să dea o prioritate preferențiară consiliilor locale, primăriilor, sătenilor, atunci când este vorba de gestionarea apelor. Pentru că în marea majoritate a cazurilor, primăriile nici nu încasează impozite, iar impozitul pentru gestionarea lacurilor din propriile sate sunt foarte, foarte mici și nu mai ajung la primărie și ei nici nu pot măcar să decidă cui să ofere un drept de arendă pentru fie că vorbim de construcțiile hidrotehnice, fie că vorbim de trenurile aferente, fie că vorbim chiar și de apă. Respectiv, acest haos l-am comasat într-o problemă complexă, am formulat un draft de proiect de lege care astăzi va fi transmis tuturor primăriilor care se confruntă cu această problemă și inițiem o procedură de consultări publice cu privire la această problemă și dacă este nevoie, evident, este nevoie, vom modifica legislația. Asta este doar pe scurt istoria în care ne-am
am depistat-o la nivel de nemulțumire a populației și a primarilor. Este o problemă chiar foarte, foarte durută, care doare foarte tare și încercăm să rezolvăm. Și avem 2 săptămâni de când încercăm să identificăm documente, cine cum a greșit. Este un haos foarte, foarte, foarte mare. Au de suferit sate întregi, au de suferit primării. Și cel mai grav lucru este că în multe cazuri în care am fost sesizați, se fac lucruri incredibile. V-am dat numai un exemplu. Când oamenii care au vrut să ducă să se odihnească pe malul unui iaz, au fost bătuți de către paznici, au fost scrise la poliție, plângeri și, din păcate, majoritatea dintre aceste cazuri au fost mușamalizate, ochii organelor care trebuie să se ocupe de aceste lucruri au fost închiși, iar atunci când deja scandalul era prea mare, persoanele se obțineau doar o amendă contravențională și asta e tot. Însă frica în rândurile cetățenilor care au iaz în sat este foarte mare. Că ei nu pot nici măcar să deseori nici măcar să treacă prin preajma acestor iazuri de frica acestor așa numiți paznici. Aceste lucruri trebuie încetate. Sesizarea la procuratură deja a fost deja urmează a fi depusă din momentul în care închei conferința de presă și vom monitoriza foarte atent ca procuratura, pentru că sunt motive să investigheze cazurile, să intenteze dosar penal și să ducă la bun sfârșit. Și în paralel, evident, împreună cu guvernul și alte organe abilitate, trebuie să facem regulă în gestionarea bazinelor acvatice. Dacă v-aș mai povesti despre anumite lucruri, anumite asociații, așa numite întreprinderi pisticicole, pretind că au drept de proprietate și asupra unor fâșii din râul Prut sau Nistru și așa mai departe. Deseori, populația care extrage apă din aceste râuri întâmpină dificultăți să aibă acces la râuri, la lacuri și așa mai departe. Lucrurile sunt foarte complicate. O al treilea îndemn pe care îl voi avea se îndreaptă către primari care se confruntă cu această problemă. Eu îi rog foarte mult, vor fi transmise proiectul de lege, îi rog pe toți primarii care se întâmpină cu această problemă să se expună pe seama acestui proiect de lege, să vedem să facem un proiect de lege foarte, foarte bun. Și în al treilea rând, evident, eu nu cunosc despre toate cazurile de ilegalități comise. În primul rând am fost sesizat din raionul Iedineț cu această problemă. Dar am depistat și în alte raioane și îi rog pe toți primarii care se confruntă cu această problemă să ne sesizeze, să sesizeze Parlamentul și să fie foarte, foarte activi în rezolvarea acestei probleme. Eu vă mulțumesc. Curând, când voi avea răspuns de la organele de anchetă, vă voi anunța ulterior. Mersi mult, o zi bună!